Alexandra Predescu este una dintre scrimerele de viitor ale clubului Steaua. La nici 20 de ani, Alexandra a cucerit medalia de argint la Europenele de tineret, o distinție care o îndreptățește să privească cu încredere spre viitor. Medalia este rezultatul muncii mele din ultimul an. Chiar m-a ajutat să merg mai departe, pentru că am avut un moment în care mă gândeam dacă este bine ceea ce fac, dacă antrenamentele sunt bune, și a fost a venit drept o recompensă pentru munca pe care o fac în fiecare zi la antrenamente. Puteai să obții mai mult la cel european. În finală te-ai întâlnit cu una dintre multele italiene. Se știe, școala italiană nu prea ne convine atunci când o avem o față. Cum a fost acea finală? Din punct de vedere fizic, și cu părere de rău spun asta, nu am putut să câștig acea finală. Prima repriză a fost foarte bună, în schimb în cele două reprize care au urmat nu am mai putut face față. Italianca a dat mai multe tușe și astfel a câștigat. Oricum, pentru mine, momentul de față este un lucru bun. Este o medalie meritată și muncită și sunt împăcată cu rezultatul pe care l-am avut. Ai fost campioană mondială de cadeți, anul acesta vice-campioană europeană de tineret. Care medalie e mai prețioasă pentru tine? Medalia din 2015 este de neegalat pentru mine. Acea medalie reprezintă pentru mine momentul în care mi-am dat seama că acesta este drumul meu. Este de neegalat, așa cum am spus. Chiar de câțiva ani, aș putea spune, te pregătești alături de Ana Maria Brânză, una dintre cele mai galonate scrimere din România. Care este cel mai important sfat care ți l-a dat până acum? Cele mai frumoase mesaje pe care mi le trimite Ana sunt cele de după concursurile reușite, când îmi spune că să am încredere în mine, să fiu motivată în continuare, că este bine ceea ce fac. Cum arată o zi din viața Alexandrei Predescu? Am antrenamentul de dimineață, de obicei este la ora 10, după aceea vin acasă, mănânc, dorm, mă odinesc pentru antrenamentul de seară, după aceea merg la antrenamentul de seară, care de obicei este la ora 5, și seara mănânc, mă pun în pat și eventual mă uit la un serial, citesc ceva, mă odinesc. Care este marele tău vis ca și sportivă? Cel mai mare vis al meu este să câștig medalia de aur la Jocurile Olimpice și să fiu cea mai bună din lume. Pentru mine nu contează când vine această medalie, contează să vină.